Yamazaki Mazak is one of the world's largest manufacturers of CNC machine tools and laser processing machines. And we're very happy to be showing our Integrex multitasking machine here at Metal Show, which is able to do turning and milling operations in one setup. And we have this very interesting and attractive demonstration component, which is made from raw material bar to finished part in one setup. We're also very pleased to show our new smooth technology, which is today the world's fastest CNC. And we've had a lot of interest from customers already in these first 2 days. Metal Show is an important opportunity for us to show manufacturers from all Romania the latest in manufacturing technology. It's been very good. We've had a lot of interest and visitors not only from Bucharest, but also from Timișoara and Brașov and many other parts of the country. It's very good. And new business partners, and the show's already been very successful in that way for us. Firma noastră este prezentă pe piața românească de peste 30 de ani, iar în momentul de față este structurată pe două divizii, divizia mașini unelte și divizia lase. Mașinile pe care noi le prezentăm clienților din România și pe care aceștia le pot cumpăra sunt folosite pentru prelucrarea tablelor prin tăiere cu laser, prin ștanțare, mașini pentru îndoit, mașini pentru debitat prin, cu ajutorul ghilotinelor. De asemenea, divizia laser, care se ocupă de producerea de mașini de prelucrat tablă prin sudură. Suntem plăcut impresionați de acest târg. Ne bucură foarte mult faptul că interesul clienților este mai mare decât la alte târguri similare. Și vedem o evoluție față de ediția de anul trecut. O evoluție pozitivă. Compania Ceratezit este o companie producătoare de sculi așchetoare pentru metal. Este o companie de familie, înființată în anii 21. Este o companie de proveniență austriacă, cu fabrici de producție în toată lumea. Sunt 25 de fabrici de producție. În România activăm din 2013. Prin rețeaua care am creat-o în cei 3 ani de la înființare, practic acoperim toată țara. La Metal Show venim cu cel mai nou produs pe care l-am lansat pe piață la jumatea lunii aprilie. Este un nou sistem de frezare denumit Maximil 491. Compania MADA este lider mondial în producția utilajelor pentru debitarea tablelor, sheet metal industry, cum se spune, în termenii în care noi activăm, cu o istorie de 75 de ani, care îi aniversăm în acest an și am dorit să prezentăm publicului larg din România două utilaje de ultimă generație pentru piața pentru care noi producem utilajele. Astfel am adus un utilaj de tăiere cu fiber, în premieră pentru noi în România, a dus la o expoziție. Deși noi am mai livrat astfel de utilaje, am vrut ca și publicul larg să experimenteze puțin această tehnologie. Evenimentul din acest an, comparativ cu cel de anul trecut, mi se pare că a crescut exponențial prin numărul expozanților, un număr mult mai mare, și nu numai prin numărul lor, ci și prin calitatea expozanților care sunt aici. De asta, fiind numărul 1 în lume, am decis ca și noi, împreună cu ceilalți jucători de pe piață, să creăm acest pol de interes unde clientul poate să-și aleagă din gamele de vârf din domeniu. Și mi se pare o idee foarte bună ca să vină toată competiția de top la acest târg.
directorul general al companiei Robital, înființată mai bine de 20 de ani în urmă. Suntem o companie specializată în automatizări industriale și sisteme robotizate. La Metal Show am venit să prezentăm sisteme robotizate în Kawasaki. În mod special un robot revoluționar cu două brațe, care poate să lucreze împreună cu oamenii pe linia de producție. Și totodată sisteme de manipulare cu vacuum pentru diferite aplicații în industria prelucrării metalelor. În mod special, partea de publicitate online a fost susținută. Din acest punct de vedere, am observat că vizitatorii au fost oarecum preselectați, în așa fel încât cei care vin să ne viziteze au deja idei clare și discutăm pe subiecte concrete. Noi avem o piață câștigată în cei 25 de ani, dar în fiecare an am constatat că apar noi și noi firme, adesea IMM-uri, care nu prea ai de unde să-i afli și ei nu au cum să te cunoască. Din acest motiv, târgurile în general și Metal Show în special sunt o soluție foarte bună. Avem o mulțime de contacte noi pe care colegii mei, când ne vom întoarce acasă, le vor aprofunda și sperăm din acestea să iasă și unele rezultate comerciale. Firma TechSimp este o firmă elvețiană, înființată în urmă cu 34 de ani. Firmă elvețiană care se ocupă în general de vânzarea mașinilor unelte în fostele țări comuniste, adică în Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, România, Bulgaria. N-am scăpat niciuna, cred. Compania a fost înființată de Vlado Vucoia, un cetățean croat stabilit în Elveția de mulți, foarte mulți ani, și a dezvoltat afacerea, ajungând de la un număr de 3 angajați până la 100 și vreo 14, cât suntem în ziua de astăzi. Obiectul de activitate principal, vânzarea mașinilor unelte, freze, strunguri, mașini de rectificat, ale unor producători renumiți în lume. Principalul nostru furnizor de mașini este Haas, firma americană. Ce este bine că au venit oameni interesați, oameni strict, care căutau mașini unelte. Ne ocupăm de integrare de roboți industriali și automatizări. În cadrul târgului Metal Show am adus o celulă robotizată de sudură și o celulă pentru handling. Reprezentăm doi dintre cei mai mari producători de roboți industriali, Fanuc Robotics Japonia, care este cel mai mare producător de roboți industriali din lume, și pe cei de la Cuca Robotics, care sunt liderul în Europa pe partea de roboți. Totodată, pentru partea de sudură, lucrăm cu Lincoln Electric, cel mai mare producător de echipamente de sudură din lume.